Andone vroia o victorie cu 1-0 în fața Vazluiului și planul antrenorului Dinamo Vista a ieșit pe jumătate. Câinii n-au marcat decât o singură dată, dar defensiva și-a făcut din nou datoria, iar Curca a primit 2 goluri. Liviu Ganea a deschis scorul cu o lovitură superbă de cap și totul părea în regulă pentru albroșii. Wesley i-a avertizat pe Moții și Garat cu execuție acrobatică. Apoi, brazilianul a profitat de pasul greșit la offside făcut de apărarea lui Andone și l-a forțat pe Bordeanu să-și dea autogol. Vedeta de la Vaslui l-a imitat pe Ganea și a punctat și el cu o lovitură de cap după o centrare perfectă a lui Sân Mărtean. În partea a doua, dinamoviștii au încercat cu disperare să egaleze echipa lui Lopescaro. Liviu Ganea a driblat și portarul, dar a tras pe lângă. Și Marius Nicolae l-a iertat pe Cuțiac după un volet de efect. Ultimele minute au fost pline de suspans. Ganea a scos o lovitură de la 11 metri, dar în doi a tras în bară. Câinii au mai solicitat încă un penalti la pătrunderea lui Nicolae, însă Augustus Constantin s-a ferit să arate din nou punctul cu VAR după doar 2 minute. S-a terminat 2-1 pentru moldoveni, iar spaniolul Caro pare a fi reintrat în grațiile lui Porumboiu.